De cele mai multe ori, primăvara au loc acțiuni de curățare a grădinilor și curților de resturi vegetale uscate, iar proprietarii vor să își igienizeze curțile dând foc acestor resturi fără a respecta normele legale în acest sens. Persoanele care nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor și folosesc focul deschis pentru igienizarea ogoarelor riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, ridicarea subvențiilor de la APIA și atunci când incendiile provoacă și victime, acestea pot îmbrăca și formă penală. În ultimul timp, pompierii s-au confruntat cu multiple situații în care incendiile de vegetație la care au intervenit au fost provocate de persoane rău intenționate. În ultimul timp s-au mulțit incendiile de vegetație uscată. Cauza probabilă a acestor incendii sunt folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera aceste incendii, igienizare, neglijența în folosirea focului deschis pentru igienizarea curților. La nivelul județului Galați au ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată, stuf, lăstăriș și lizieră. Recomandăm cetățenilor să nu folosească focul deschis pentru igienizare pe timp de vânt și fără a obține toate avizele de la localitate, de la serviciile voluntare pentru situații de urgență. La nivelul localităților, primăriile și serviciile voluntare au obligația de a identifica locurile vulnerabile de declanșare a unor astfel de incendii și trebuie să-și ia măsuri proprii pentru împiedicarea aprinderii acestora prin curățarea acestor locuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați recomandă ca în gospodăria sa fiecare cetățean să verifice sobele și coșurile de evacuare a fumului de la bucătăriile de vară, iar în cazul în care constată înfundarea sau fisurarea acestora să ia măsuri de remediere a acestor situații care pot genera incendii. De asemenea, este interzisă folosirea focului deschis pe timp de vânt, nu-l lăsați nesupravegheat, nu faceți foc noaptea în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești sau a depozitelor de furaje. Stingeți jarul cu apă și acoperiți cenușa cu pământ, verificați instalațiile electrice de iluminat din locuințe și dependințe și eliminați improvizațiile la acestea. Și nu în ultimul rând, supravegheați și educați copiii privind jocul cu focul și nu folosiți mijloace de iluminat cu flacără deschisă în locuri cu pericol de incendiu.